Lucrările pentru reabilitarea podului de la Vadul Pașii se derulează aproape fără întreruperi, favorizate și de vremea extrem de blândă de până acum. În acest ritm, este foarte probabil ca traficul auto pe pod să fie deschis înainte de termenul final stabilit în contract. Primăria Buzău are și ea un rol important în asigurarea celor mai bune condiții pentru circulația rutieră dintre Buzău și Vadul Pașii. Drumul care asigură accesul la pod este într-o stare deplorabilă și ar trebui reabilitat. Denumit șoseaua Vadul Pașii, care merge de la pod, ajunge la Obor și mai departe în șoseaua Brăilei. Da, acel drum va trebui reabilitat de către Primăria Buzău și noi așteptăm cu mare interes finalizarea lucrărilor la podul de la Vadul Pașii pentru, descongestionarea traficului din zona de nord a municipiului Buzău. Însă aici lucrurile sunt un pic mai complexe, în sensul că în acest moment CNAIR-ul, înțeleg că a demarat studiul de fezabilitate pentru centura de est a municipiului Buzău. Este vorba despre drumul construit pe dig, care face legătura între podul de la Mărăcineni și cel de la Vadul Pașii și care, deși este asfaltat, are porțiuni mari în care s-au format adevărate crevase în carosabil. În funcție de recomandările făcute în studiul de fezabilitate și Primăria Buzău va acționa în consecință, în sensul că va trebui reabilitat acest drum, care, iată, în acest moment în documentele primăriei era are statut de drum comunal, este un DC, și odată reabilitat podul de la Vadul Pașii, e clar că Primăria Buzău va trebui să investească în reabilitarea acestui drum și a fi adus la standardele normale pentru municipiul reședință de județ. Reabilitarea drumului de pe dig și a șoselei Vadul Pașii, care pornește de la pod, trece prin zona Oborului și iese în șoseaua Brăilei, ar asigura o cale mult mai scurtă între E85 și DN2B. Fluxul de mașini dinspre Moldova și din zona comunei Vadul Pașii către Brăila ar putea astfel ocoli orașul și ar contribui la decongestionarea circulației auto. E clar că el va trebui asfaltat astfel încât să asigurăm condiții decente pentru accesul auto pe noul pod de la Vadul Pașii. Indiferent de soluția tehnică pe care o va oferi studiul de fezabilitate comandat de Compania Națională de Autostrăzi, astfel încât vom vedea unde va fi breteaua de legătură recomandată de specialiști pentru a face tranzitul între, dinspre zona Moldovei, se spune, spre zona Brăilei, astfel încât să faciliteze accesul spre drumul național 2B. Termenul final pentru reabilitarea podului de la Vadul Pașii este luna septembrie a anului viitor, atunci când ar trebui să fie gata asfaltată și șoseaua cu același nume. Reabilitarea este așteptată de an bun de toți conducătorii auto care merg la Obor și de cei care sunt nevoiți să circule prin zonă cu riscul de a-și strica mașinile.